42 de lideri de filiale au intrat în ședința online și au decis să convoace Consiliul Național pentru Duminică. Doar așa poate fi făcut un congres extraordinar pe 10 aprilie. Potrivit unor surse, Florin Câțu ar urma să fie înlocuit cu premierul Nicolae Ciucă. După ce și-a pus tot partidul în cap, a convocat și Câțu un for de conducere. Mâine avem un BEX, o anunța și decizia mea. Statutul este foarte important pentru mine, pentru că președintele Partidului Național Liberal este garantul aplicării statutului. Sunt dezamăgit de această situație, bineînțeles, pentru că sunt oameni care noi am pornit la drum acum 6 luni de zile. Am pornit pentru un proiect. Plec în Statele Unite reprezentând România cu câteva întâlniri foarte bune. Mă întorc acasă cu această situație fără să avem o discuție. Odată cu Florin Câțu vor pleca din funcții și susținătorii săi. Prima demisie ar urma să vină de la Dan Vulceanu. Acesta a anunțat că mâine renunță la funcția de secretar general al Partidului Național Liberal, iar potrivit unor surse, săptămâna viitoare urmează să renunțe și la funcția pe care o deține în guvern. Eu nu vreau să particip la un asemenea bâlci. Și la ședința de mâine, eu voi anunța demisia din funcția de secretar general, urmând ca colegii care vor să facă lucrurile așa, să le facă așa cum doresc, dar nu, cum să vă spun, sub supravegherea mea. Tensiunile în partid s-au tot acumulat pe mai multe teme. Gestionarea fondurilor din programul Angel Saligny, criticile aduse guvernului Ciucă, din care fac parte, și, nu în ultimul rând, rezultatele slabe ale PNL în sondaje, sunt motivele neoficiale de nemulțumiri și acumulate în doar 6 luni de când a câștigat conducerea partidului prin înlăturarea lui Ludovic Orban. Acest vot mă onorează și mă responsabilizează. În același timp, trebuie să fiu sincer și să vă spun că nu mă surprinde alegerea dumneavoastră, pentru că am spus din primul moment că echipa câștigătoare este singura soluție pentru Partidul Național Liberal. Victoria în partid nu a adus mai multă stabilitate guvernului Câțu, care a și fost demis la scurt timp după congres printr-o moțiune de cenzură.